Și candidații ALDE și-au depus candidaturile astăzi pentru primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin. ALDE a ales să meargă pe mâna unei femei. Carmen Ciobanu este antreprenor și a declarat că s-a înscris în cursa electorală cu gândul că severinenii merită să aibă o viață decentă într-un oraș care să nu mai fie ocolit de investitori. Reprezentanții ALDE Mehedinți au depus candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie. Carmen Ciobanu este candidatul acestei formațiuni politice la funcția de primar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, iar pe lista de consilieri se regăsesc persoane noi care nu s-au perindat prin partide politice în funcție de propriile interese, după cum au anunțat reprezentanții ALDE. Am depus candidaturile ALDE la funcția de primar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin în persoana doamnei Carmen Ciobanu și lista de consilier local ALDE pentru Consiliul Local Drobeta-Turnu-Severin. Avem un candidat puternic, o femeie puternică, un om împlinit, este la prima candidatură uninominală, suntem convinși că are toate aturile pentru a fi un bun primar al orașului Drobeta-Turnu-Severin și va face o figură foarte frumoasă în această campanie electorală. Colegii de partid au ținut să o felicite pe Carmen Ciobanu și au întâmpinat-o cu flori. Suntem la anunță. Mersi. Dă-mi voie să ne pupăm. Astăzi e o zi importantă, am început o bătălie. Vrem să vă chemăm alături de noi. Vă propunem oameni noi, proaspeți, care să vă ducă către o modernizare a orașului ăsta atât de frumos. Vă chemăm alături, fii cool, fii altfel. Răspundem unei doleanțe să vină oameni noi care se candidează la primăria Severin. Doamna Ciobanu este la prima competiție electorală și este un produs autentic ALDE, fără să mai facă politică într-un alt partid. Și a doua rugăminte pe care o am este să vadă lista de consilieri locali. Și aici începe nenorocirea pentru cei care ne-au făcut tot timpul anexa unui alt partid, care au spus că suntem asociați Ciumei Roșii și vor avea următoarea surpriză. 5 monarhiști din organizația monarhistă. 3 oameni care au făcut parte în anii 90 din PNCCD și care au continuat ideile de dreapta, dar neavând un partid de dreapta, au ales ALDE. Carmen Ciobanu a declarat că Severinul are nevoie de o revigorare economică, iar investitorii trebuie să simtă că găsesc sprijin concret la autoritățile locale. Reprezentanții ALDE Mehedinți susțin că județul poate fi repornit prin politici echilibrate, bazate pe cooperare și nu pe dezbinare. Severinul poate deveni unul dintre cele mai dezvoltate orașe din acest colț de țară, întrucât are toate premisele în acest sens. Pentru ca acest fapt să fie posibil, trebuie susținuți antreprenori și trebuie atrași investitori. Numai în felul acesta, tinerii capabili pot fi convinși să revină acasă după ce și-au încheiat studiile pentru a pune umărul la modernizarea Mehedințiului.